Salut, ce faceți? Eu bine, voi? Bine v-am regăsit la emisiunea în care citim cele mai amuzante comentarii de pe tot internetul. Înainte să începem, comentariul epic din acest episod este de la Iuliana, care zice: Andrei pe story, o să avem o dimineață epică cu episod nou din comentarii epice. Andrei postând la ora 17 episodul nou. Da, foarte adevărat, comentariul Iuliana, exact așa a fost săptămâna trecută. Am zis că îl postez de dimineață, dar nu, am terminat până după masă, am întârziat iar o zi și ceva. Aia e, și era cât pe aici să întârziem și cu episodul de săptămâna asta, pentru că probabil vedeți și au zis că vorbesc un pic câș, fiindcă mi-am scos ieri o măsea de minte și e un pic umflată treaba. Dar nu puteam să ratez, așa că sunt aici, am venit să trag episodul de comentarii epice ca să fie gata la timp. Dacă auziți că vorbesc cu cartof în gură, aia e, avem un membru nou pe canal pe care îl salut. Dacă vreți să deveniți membri, știți ce puteți să faceți, mesaje pe Buy Me a Coffee nu sunt. Mai rămâne să vă zic doar, dați un like, dați un share, că astea sunt gratis și ajută. Să înceapă comentarii epice. Subromania, April 29th, meet me at Beach Festival. Make sure you're there. April 29th, I'm coming to Romania. Know that. Da, mă, a apărut clipul ăsta pe pagina de TikTok a celor de la Beach Please, căci 6ix9ine urmează să vină la festival în România. Să vezi comentarii de la români. Să vii cu ce ai mai scump pe tine, vărule. Te aștept. Bine ai venit, rău ai nimerit. Când vii, vrei să facem o poză cu telefonul tău? Să nu-ți uiți ceasul acasă. 1478 de persoane au apreciat asta. Caterinca brățara aia, să vii cu ea. 1290 de persoane au apreciat asta. Îi iau ai noștri și extensiile din codițe. 1146 de persoane au apreciat asta. Vezi că aici e 20 de lei o apă. Să ții banii cash. După concert mergem la hotel, ok? Zice Raluca Bianca. Dacă nu vine Bogdan de la Ploiești, nu sunt interesat. Sper să bage o doină. Mă frate, eu te aștept la mine acasă, să bem un ciucaș. Bă, panorame mari sunteți, mă jur, panorame mari. Hai să mergem mai departe. Uitați-vă cum să fac banii, mă, fraților, mă. Vedeți? Uite. Uite. Nu-i rușine, nu-i nimic. Vedeți? Asta e viața, bă. Să muncim pentru copiii noștri, să nu ne fie rușine. Ați auzit? Auzi, mă, la... Așa, frate. Mai rar așa oameni harnici. Aici erai în pauză, nu? Se mai fac angajări? De când m-am învățat să cer, mi-e rușine să mai muncesc. Uite, nu-i rușine, nu-i nimic, vedeți? Unde pot trimite CV-ul? Să muncim, zice. Mă, el se referea la ăia cu tarabe. Ciantinerii Connector. Problema e că el chiar o spune în serios. Asta e viața, bă, să muncim pentru copiii noștri, să nu ne fie rușine. Bine ai zis, să muncim. Gen noi. Bravo, frate, nu ca alții să stai cu mâna întinsă. Three operations. Bă, băiatule, bă, auzi la el, o să muncim. Uite, nu-i rușine, nu-i nimic, vedeți? Asta e viața, bă, să muncim pentru copiii noștri, să nu ne fie rușine. Triunghiul Bermudelor. A arătat sigla Renault. Oh. Mă surgă, mă doare, mă seau. Doare fața. S-a încercat o inimă în caz că nu v-ați prins. Eu încercând să fiu romantic. Nu-i nimic. Mai aveți o șansă de dragobete. Cartof? Sau ce e ăla? Atât să fie. Aoleu, atâta gaură i-am făcut pretenașă. Ne-a arătat cam ce și-ar dori. Asta înseamnă că-i umbli la canalizare. Ai potato-iu. Coș, da. Coșul lui Belniță. Nu merge așa. E
Dar stai, bă, că-i spalt, îi spalt și becurile, bă. Bă, dar fii atent, că puteai spalt, puteai schimba becurile. Da, bine, dar ți-a zis că pe acolo n-ajungi la caput. Ajungi? Ăla din mașină a intrat în autopsie. Preotul știe că e ăla în mașină? Am o deschide tăcini tine. Ăla din mașină face hotspot. Am intrat să citesc comentariile despre individul din mașină. Frate, eu am crezut că spargi farul ca să aibă ăla aer. Ăla din mașină ținea contra. Ăla din mașină și încărca mana. Îl transportați cu Audi? Polish profesional faruri. Recomand cu încredere. Mi-au curățat sticla la faruri de nici nu ai zice că o mai are. Așa se schimbă becul la Audi. Ghinion teribil pentru o româncă din Italia. Femeia mergea liniștită pe stradă spre serviciu în Roma când peste ea a căzut o pensionară care s-a aruncat de la etaj. Bătrâna ar suferi de depresie și din acest motiv ar fi încercat să-și ia zilele. Din păcate, în cădere a rănit-o grav pe româncă. Ambele femei au supraviețuit, dar sunt internate în spital cu multiple fracturi. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Neobișnuitul accident s-a produs la amiază în cartierul Balduina din Roma. Românca mergea la muncă în momentul în care italianca a căzut peste ea. Ghinionul femeii ar putea fi noroc pentru bătrânica de 83 de ani din Italia. Și asta pentru că românca i-a atenuat căderea și i-a salvat viața. Nu-și imagina că mergând spre serviciu, i s-ar fi putut întâmpla un incident. Practic, la acea oră, o bătrână a decis să se arunce de la etajul 3 din propria locuință și a căzut efectiv peste connaționala noastră. Ceea ce putem să subliniem este că, practic, i-a salvat viața românca noastră. Dacă nu ar fi fost ea, bătrâna și-ar fi pierdut viața. Ambele femei sunt în stare gravă la două spitale diferite din Roma. Acum și bătrâna se află internată în spital, ambele sunt în stare gravă, dar cel puțin mai există o speranță pentru ele. Ea locuia singură, vecinii au alertat familia și au venit și au văzut ce s-a întâmplat. Românca a fost găsită încă în viață, plângea, dar nu se putea mișca pe trotuar, acolo unde s-a întâmplat. Potrivit presei din Roma, italianca suferea de depresie și din această cauză ar fi vrut să-și ia viața. Bă, băiatule, bă, știu că are deja vreo 3 săptămâni, cred că aproape o lună articolul ăsta, dar n-am apucat să-l bag în emisiune până acum. Și eu am două întrebări. Unu, cum căcat n-o văzut baba aia, au vrut să se arunce de pe geam și ea n-o văzut că trece cineva? Cât de prost să fii să vrei să te sinucizi și să te arunci pe geam să piși pe un om? Cum? Hai să citim comentariile că nu mai pot. Nici să moară lumea n-are loc de noi. Scuză pentru patron. Mi-a căzut o bătrână în cap când veneam la muncă. Ăștia nu mai pot face nimic de noi. De aici zicala, toate cad pe capul meu. Amândouă au avut ghinion. Salut! Deci e adevărată vorba aia. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Noroc cum e în viață. Peste ea a căzut o pensionară care s-a aruncat de la etaj. Asta e dovada că suntem peste tot. Noi românii salvăm Europa fără să ne dăm seama, chiar și cu prețul vieții. Bun înger păzitor are baba. Ceasul rău, pisica neagră, baba zburătoare. Dacă urci pe Everest și ridici un bolovan, sub el ai să găsești doi români. Săptămâna XXL la Lidl. Nu-i mare lucru. Alte țări transportă tancuri. La fetele care spun, ai grijă că e prima dată. Parcă-i și văd pe aia de la Antena 3 discutând despre
trenul cu banane gigant. Am eu niște prietene. Unde se duc? La fosta mea. Ei plac astea mai mari. Sunt banane pentru giganții din Bucegi. Vine King Kong în România. De la moș 1000 de euro. Dacă cineva nu s-a prins, năștea o pirandă în avion, cred. Sau o femeie, nu contează ce. Important e că năștea în avion. Și cu 1000 de euro de la moșu. De la moșu 1000 de euro. Să-i pună numele Weezer. Nu zi de două ori. Sigur l-au pus să plătească biletul. Niciodată nu e așa liniște într-un avion Weezer. Câte cetățenii are bebelușul? În ce țară v-ați născut? Păi e mai complicat. O să-l cheme low cost. Carnivor, iar eu vegetariană. Da, faci să spună ca și când ar fi o problemă la el. Nu știu să gătesc cu carne. Ia am cumpărat aici, hai să vă arăt, mult ambalaj. Wow! Mușchi file, faci sandwich, ce poți să-i faci? De mușchi file să facem o supă. Ce să faci? Miroase bine. Ce? Feliem acum. Mai ca domnul, poate și tălpile tarte. Pun mușchiul tăiat într-o oală să se prăjească. Nu are legătură cu carnivor reală, cu vegetarianism, cu nimic asta. E grav de tot. Păi cuțit, poți să tăi la cuțit, efectiv. Mie e greu să cred că există astfel de oameni atât de slabi în bucătărie în lumea asta. Pun 4 căței de usturoi, 1 litru jumătate de lapte. Supică cu lapte. Și 1 litru de apă. La foc mic să fiarbă. Condimentez cu sare și piper după gust. Trebuie să fie aici cu mine, da. Câteva fire întregi. Nu există. Un gel pe care o să le scot afară la final și jumătate de lămâie. Am lăsat supa să fiarbă jumătate de oră și acum o să pun 500 de grame de smântână și o să sparg înăuntru un ou. Mixez oul cu smântână și adaug treptat câte un polonic de supă în smântână. Ce supă, că e lapte cu morcov ras. Efectiv. Aolo, am uitat de mușchi file. Efectiv. Auziți ce poate să spun? Ar trebui banat contul ăsta și să banat pe CNP-ul să nu-și mai facă niciodată cont. Îl mai lăsăm puțin sub capac. Am greșit, nu trebuie să las deloc pe foc. M-a lăsat pe foc și mi s-a brânzit. Efectiv, asta era problema. Ce bine, păi Dumnezeu, crezi că doarme? De pe foc, fiindcă ouă oricum se coace la 40 de grade. Îți dădea Dumnezeu semne să nu o finalizezi. Rețeta, dar gustă foarte bine, chiar dacă este brânzit. Efectiv, am mâncat-o așa, doamnelor. M-a atenționat de greșeala pe care am făcut-o. Da, că nu-și dădea seama, 100% nu-și dădea seama. Mirosită. Prima supă. Mamă, săracu. Prima rețetă de genul ăsta, mai făcut eu supici, dar nu... Bă, frățior, mă, nu știu ce să zic, mă, n-am. Mamă, e rea. Ai uitat să pui benzină. În rest, ai pus de toate. Mai, sunteți împreună? E o rețetă veche, transmisă din vrăjitor în vrăjitor. În folclor se zice că ielele se bucurau de această poțiune în fiecare zi de marți. Mai puneai făină și făceai clătite. Fața lui a fost ceva gen: da, e bună, dar să nu mai faci. După supa asta, să-i faci un calciu. Arată supă cu ce ai prin frigider. Ce înseamnă dragostea? Eu am auzit că Iuna care a făcut supă fără apă. True story. Am făcut însă și ciorbă țărănească.
Și însă nu ieșea, deci am pus toate ingredientele, le-am tăiat, aveam o carte de bucate, dar nu ieșea, nu ieșea ciorba la suprafață. Și a început să iasă fum, să faci așa, s-a după mama în România, zice, mama, zice, nu iese ciorba. Și zice, păi, ai pus ulei, ai pus, ai pus, da. A, înseamnă că n-ai pus destulă apă. Zice, Doamne, ce să caute apă la mine în ciorbă? Zice, eu vreau esență. Am fost convinsă, sincer, că toată zea maia gustoasă iese din legumele astea, din pui, din... De unde să știu eu că pui trebuie să fiarbă și el? Nici dacă aveam ciudă pe el, nu-i găteam așa ceva. Și cerealele, când se pun? Voi vă dați seama cât de mult o iubește copilul ăla? Dragul de el. Știe cineva? Mai sunt împreună? Știți deja, scrieți mai jos care a fost cel mai epic comentariu din acest episod. Dați un like și un share, că astea sunt gratis. Iar dacă vreți să susțineți ce fac eu aici, puteți să lăsați un mesaj pe Buy Me a Coffee sau să deveniți membri la canal. Ne vedem vinerea viitoare cu un nou episod. Ciao!